Conform conducerii Direcției de Asistență Socială Giurgiu, distribuirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană se face mai ușor decât în 2012, atunci când s-a decis înființarea unui alt punct de ridicare a produselor la cantina de ajutor social. Până acum s-au prezentat în proporție de 90% la sediul Direcției de Asistență Socială pensionarii și beneficiarii ajutorului social. Șomerii indemnizați și neindemnizați care beneficiază la rândul lor de aceste produse nu s-au înghesuit prea tare să-și ridice alimentele. Beneficiază un număr de 1174 de șomeri, iar până la această dată și-au luat ajutoare alimentare un număr de 487 de persoane, un procent de 40%. În prezent, beneficiarii din municipiul Giurgiu pot ridica 7 din cele 9 produse, respectiv făina, uleiul, zahărul, roșiile în bulion, mierea, pastele făinoase și zacusca, carnea în conservă și mălaiul nefiind încă pe stoc. Și pentru că în prezent nu se mai formează cozi la ridicarea acestor alimente, toți beneficiarii care știu că se află pe listă se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială pentru a-și ridica alimentele, fără să se mai țină cont de organizarea în ordine alfabetică.